Slăvit să fie Domnul! Haideți să mai spunem încă o dată din toată inima, slăvit să fie Domnul! Amin. Dragii noștri, permiteți-mi să vă salut și eu în această dupămasă, cu toată dragostea, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur că prin Harul lui Dumnezeu pot fi din nou în mijlocul dumneavoastră. Au trecut aproape 2 ani de zile în toamna aceasta se fac, de când am fost ultima dată împreună cu Gabi Gocea și împreună cu Adela, soția mea, în mijlocul dumneavoastră. Mă bucur că Dumnezeu a adus harul acesta să ne reîntâlnim și spun din toată inima ca Dumnezeu să reveste în această dupămasă harul lui în continuare peste întâlnirea noastră. Amin. Vreau să vă întreb dacă vă plac întările vechi, să-mi faceți un semn cu mâna. Să mă și după tine. Domnul să vă binecuvânteze. Și nouă ne plac foarte mult întările vechi, așa cum bine ați văzut că am început și am venit în această dupămasă cu o desagă mare și plină de cântări pe care dumneavoastră. Vreau să vă motivez să mai cântăm o cântare veche. Vreau să vă spun, stând aici în față și ascultând cântarea aceasta, mâna ta, Doamne, așa frumos răsuna toată biserica, s-a auzat din spate așa un murmur cum cântam împreună. Și m-am gândit că ce poate fi mai frumos decât când suntem în casa Domnului să ne unim vocile, inimile noastre și să lăudăm numele Domnului împreună. Pentru că singurul care merită să fie înălțat în mijlocul nostru este Iisus Hristos. Aș vrea să cânt o cântare veche și această cântare aș vrea să fie pentru fiecare dintre noi în această seară o încurajare. Iubesc foarte mult cântările vechi pentru că aceste cântări, chiar dacă au fost scrise cu mulți, mulți ani în urmă, poate multe din aceste cântări au fost scrise înainte ca să fim noi pe lume, să spun așa, totuși aceste cântări sunt autentice și în zilele de astăzi. Și ele sunt valoroase și pentru zilele pe care le trăim și cred că ele sunt un adevărat tezaur pentru noi. Cântarea aceasta spune, nu te îndoi, ci crede, că dincolo de nor e un soare și mai dulce, e un soare și mai strălucitor. Și am spus la început că vreau să fiu încurajare, pentru că autorul acestei cântări, fratele Traian Dors, care a scris versurile, și fratele Nicolae Moldovean, care a pus linia melodică, au scris această cântare în suferință. Ei erau bătuți de comuniști, erau poate batjocoriți de cei din jurul lor, erau închiși în spatele unor ziduri mari, după care nu puteau să vadă lumina, poate erau închiși cu niște porți mari de fier. Dar oamenii aceștia nu și-au pierdut speranța și-au spus nu norul este veșnic, ci soarele acel. Ce înfinge și rămâne stăpân în urmă el. Și cred că ni se potrivește și astăzi, în norii pe care Dumnezeu îngăduie să vină în viața noastră, în spatele zidurilor pe care avem de multe ori în viața noastră, să nu uităm că Dumnezeu este suveran și El rămâne în control. Haideți cu toată inima să cântăm, nu te îndoi, ci crede. Și crede că dincolo de noi e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce ne vinge și la tine,
noi ci credem.